Deși căsătoria între persoane de același sex este recunoscută în mai multe țări din lume, românii încă nu acceptă legalizarea acestora. Din contră, sunt chiar revoltați și indignați de această situație și spun că aceste relații sunt nefirești și împotriva naturii. Întrebați ce părere au despre legalizarea căsătoriei între persoane de același sex, mehedințenii au avut reacții total negative, ne arătând pic de indulgență în acest subiect. Eu cred că acest gest al lor, pe care îl practică, este un gest inuman. În primul rând, legile naturii sunt perfecte și nu trebuie transformate după bunul nostru plac sau după mintea unor care sunt duși cu lampa. Să-mi fie iertată această expresie. Și consider că nu trebuie acceptat acest lucru. Oameni care trebuie izolați. Nici mai rău decât animalele. Nici animalele nu fac lucrul ăsta. Animalele se miroase, nu știu ce, că e instinctul lor sălbatic, dar ei nu fac. Dar oamenii care nu mai au creier, animalele se miroase ca să-și au ei instinctul lor de animale, bă, și au teritoriul lor. De-aia și fiecare animal își izolează teritoriul și marchează teritoriul. Dar oamenii ăștia oameni, bărbați sunt bărbați, femei, lesbiene, cum le zic, nu se poate așa ceva. Ce o formă nu-s de acord. Asta e o chestie care nu e normală pentru poporul român. Nu e specific poporului nostru. Nu-s normal la cap aia care fac așa ceva. Ce să fie? Asta e o porcărie între doi bărbați la fel să fie. Acum, de când am intrat în Uniunea Europeană, să pun bazele acestor probleme de legalizare, să fac proteste, să fac urât lucru. Cei mai mulți cetățeni acceptă doar familia tradițională și nu își pot imagina o altă legătură de dragoste decât între un bărbat și o femeie. De asemenea, o mare îngrijorare o reprezintă reproducerea unei noi generații care nu ar fi posibilă între două persoane de același gen. Nu sunt de acord și nu-i frumos. Viața e făcută să fie pereche, bărbați și femeie. Cum se mai transmit? Cum mai apar copiii dacă se căsătoresc? Să înghesuie două muieri sau doi masculini între ei, ce fac? Nu sunt de acord. În ce cauză? Nu, dar nu e ceva normal. Bărbatul e bărbat. Femeia, de când a lăsat lumea și pământul, cum se căsătorească doi bărbați sau două femei? De asemenea, persoanele religioase au o intoleranță ridicată față de homosexuali. Nu, noi suntem ortodoxi și nu aș accepta așa ceva, nu. Se pare că legalizarea căsătoriei între persoane de același sex mai are de așteptat în România. Cetățenilor le este dificil să accepte aceste relații, mai ales oficializarea lor.